Reacția Simonei de la Mireasa, sezonul 10, după ce iubitul ei, Sorin, a părăsit competiția Ce gest a făcut fosta concurentă? La scurt timp după ce iubitul ei, Sorin, a părăsit casa Mireasa, Simona a avut o primă reacție în perețelele de socializare Simona și Sorin au fost unul dintre cele mai urmărite cupluri din sezonul 10 al emisiunii Mireasa De-a lungul timpului Relația lor a fost una destul de comentată și controversată. Părinții tânărului nu au fost de acord ca el să formeze un cuplu cu femeia de care s-a îndrăgostit. Mai mult, tatăl lui Sorin a jignit-o pe iubita fiului său în repetate rânduri. Reacția Simonei de la Mireasa, sezonul 10, după ce iubitul ei. Sorin a părăsit competiția. Ca urmare a reacțiilor tatălui lui Sorin. Simona a avut unele momente de nesiguranță în ceea ce privește relația cu tânărul. Relația lor a trecut prin diverse provocări, însă, în cele din urmă, dragostea a învins. Cu ceva vreme în urmă, Simona a fost eliminată din competiție, iar la sfârșitul acestei săptămâni și iubitul ei, Sorin, a părăsit casa Mireasa după ce a fost votat de public să iasă din concurs. Sâmbătă, 23 noiembrie 2024. La scurt timp după ce iubitul ei a ieșit din casa Mireasa, Simona a distribuit pe Instastories un colaj în care apare alături de Sorin, semn că lucrurile merg bine între ei și că au de gând să-și trăiască afară povestea de dragoste începută în competiția matrimonială. Simona a recunoscut că, în trecut, a avut o relație cu un bărbat care era deja într-o altă relație. Atunci când a intrat în casa Mireasa, la testimonial, Simona a dezvăluit că a avut o relație cu un bărbat care avea deja obligații și că nu a avut o problemă să fie amantă. Bruneta povestea că timp de trei ani a fost în acest rol. Era o persoană mai în vârstă decât mine, care era într-o relație de opt minus nou ani. Am știut de relația lui. Încă de când ne-am cunoscut, am știut de relația lui. Eu am acceptat, mi-am dorit asta, nu-mi explic ce s-a întâmplat. Până să-l fi cunoscut, eram total împotriva ideii de amantă pentru trei ani de zile am fost amanta cuiva. A spus Simona în testimonial despre fosta ei relație.